Prima dată în istorie, Suceava reușește să aibă două ediții consecutive o echipă de fotbal în prima divizie a țării. Avem un lot valoros, care motivat și, știu, pregătit bine, în campionatul viitor vom face o figură frumoasă. Eu consider că, ca și nou promovat, consider că am meritat acel an să rămânem în divizia, cu toate că în timpul campionatului am întâmpinat probleme și financiare și de lot, jucătorii au venit, au plecat. Știți cum e, când se schimbă antrenorii, fiecare vine cu ideea lui, fiecare vrea să-și impună punctul de vedere, o anumită tactică, și e foarte greu din mers să schimbe anumite lucruri. Dar v-am spus, lotul pe care l-am avut, și dacă vi-l spun acum, o să vedeți că după încă un an de zile în care am întâmpinat probleme de toate din toate punctele de vedere, acei jucători au plecat și au făcut performanță la cluburile mari din țară. Mă refer la un Ilieș, care a jucat la Rapid, Semeghin, care a jucat la Dinamo, Bălan, Goian, la Steaua, Secheli, la Steaua, Guriță. Deci jucători care au plecat cu noi. La acea vreme erau foarte tineri, Guriță, care a jucat la Galați, Mihai Baicu, Dumnezeu să-l ierte, s-a prăpădit, a jucat la Piatra Neamț, a jucat la Galați, Constanța, Șchiopu, care a jucat la Constanța, capitan de echipă mulți ani de zile, Gavrilescu la Mediaș. Cer scuze că poate uit pe câțiva dintre ei, dar v-am spus, jucători care după, în momentul în care au ajuns la o vârstă, 26-27 de ani, au făcut performanțe la cluburi mari din țară. Noi am plecat cu Foresta într-un cantonament la Câmpul Lung Moldovenesc. La Câmpul Lung Moldovenesc am fost sunat de Marius Lăcătuș, în care am rămas și eu mirat, și în care mi-a propus un contract la Steaua, dacă vreau să vin. El, deci Marius Lăcătuș, cu antrenorul principal Mihai Stoichiță, în care eu nici n-am ezitat, deci din prima am spus da. Dar știai că te urmăreau? Nu. Că erai în vizorul lor? Nu. Eu știam, pentru că mai aveam o echipă, deci nu știam de Steaua, știam de Rapid București, în care erau discuții de o săptămână înainte de a pleca în cantonament pentru a merge la Rapid, dar a fost o problemă de câteva ore discuție între cluburi, în care nu s-a concretizat. Și marea mirare mi-a fost când am fost sunat de către Steaua. Cum ai reacționat? Am rămas mut. La 26 de ani, să te suni Steaua, vă dați seama, era ceva pentru un jucător plecat de la Vatra Doni, ajuns la Suceava și Foresta Fălticeni. Te-au mai dorit atunci, în afară de Rapid și Steaua, știi că au mai fost și alte echipe care erau cu ochii pe tine? Am mai avut, de la Ceahlău Piatra Neamț, în care am și semnat un precontract, și Politehnica Iași. Am înțeles, însă până la urmă... Până la urmă nu se putea să nu aleg, aleg Steaua. Știi câți bani a luat atunci Foresta pentru tine? Din câte știa, adică am știut eu, s-a luat 100.000 de dolari. Iar tu te-ai înțeles repede cu ei? Adică au fost da, o negociere deci n-am avut, grea sau nu, nu. Imediat eu n-am avut nicio pretenție materială la ce mi s-a oferit, am acceptat, pentru că nu-mi doream neapărat, nu aveam o situație financiară care să mă afecteze, am vrut doar să joc, să mă duc să joc la o echipă ca Steaua. Când am plecat la Steaua, când te doresc antrenorii, poți să te acomodezi mult mai bine decât să zic că ajungi la Steaua printr-un schimb de jucători sau aia. Deci pe mine m-au dorit, am plecat în cantonament cu Steaua, eram un om namuncitor, în care le-au plăcut de mine, jucători erau la Steaua atunci, care erau Luțu, Tric, Baciu, Miodrag Belodedici,
dați seama, Tene, Portar, Zoltan Ritli, Regenkamp, Denis Șerban, Miu, Roșu, deci era Ciocoiu, Lăcătuș, Damian Militar. Deci era o echipă în care, cu timpul, cu 2-3 săptămâni, când a început campionatul, mi-am putut face și eu loc în echipă și am rămas și am jucat în Liga Campionilor, unde am dat și gol cu Panathinaikos, am câștigat Supercupa României atunci că ei și am câștigat Cupa României, jucând titular contra Rapidului, care Rapidul avea în echipă pe Mircea Rednic, Șumudic, vă dați seama ce echipă avea atunci, Lobonț în poartă, deci avea o echipă de speriat Rapid atunci, în care și câștigați campionatul Rapid în 98-99. Titular. Vă dați seama că nici nu mă gândeam că o să joc, că o să prind, pentru că nu te anunța decât înainte de joc sau dacă erai în lot, dacă te anunța doar înainte de joc, te chema antrenorul la el și îți povestea, dacă vă așa poți, dar vă dați seama că un meci de Liga Campionilor, când poți să zici că nu poți, înseamnă că poți pleci acasă. Și după golul cu Panathinaikos, care a fost starea ta de spirit? Vă dați seama că vinea să plâng. Am fost cea mai mare bucurie, făceam ca și avionul pe stadion. Ξέρει πολύ καλά το Champions League και έχει προκριθεί τρεις φορές συνεχόμενες, ενώ να δούμε θα κάνει ο Σέκελη και είναι ισοφάριστη για τη Θεάουα. Σέκελη βγήκε μόνος του στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και βλέπουμε το τι γίνεται εδώ στο Βουκουρέστι από τους οπαδούς Θεάουα που πανηγυρίζουν το γκολ αυτό από τον Μιχάητα Σέκελη. Ξαναβλέπουμε τη φάση, εδώ πιάστηκε στον ύπνο, αν μας επιτρέπετε να πούμε αυτή την έκφραση, η άμυνα του Παναθηναϊκού. Έστειλε λοιπόν ο Σέκελη την μπάλα στα δίχτυα, έγραψε το 2-2 σε ένα διάστημα που το είχε ανάγκη η Θεάουα, δεν το θέλαμε καθόλου βέβαια ο Παναθηναϊκός. Ce se vehiculează, ce că am fost al doilea transfer după Sechel la Steaua. Dar nu știu, suma de transfer, nu știu, că pur și simplu pe mine nu m-a interesat. Bine că am plecat și cu scandal, că nu vrea să mă lese să plec, că are nevoie de mine. Și până la urmă s-au înțeles cluburile între ele. La Galați am spus că am dat ce am văzut cu un an înainte, ei jucase în Cupa UEFA Intertoto. Și văzusem bine că eu nu eram... Mi-era teamă de concurență sau de ceva, dar când m-am dat în vestea și am văzut jucătorii, bine că jucasem și contra lor cu un an înainte, aici aș le dedus în gol la Suceava. După aia am venit cu ei următorul an și am dat gol cu Galațu contra la Suceava. Da, și am dat în vestea acolo, vă dați seama, începând de la Portare, Arcanu, Bordeanu, Bădan, era Vasile Brătianu, Vale Ștefan, Ion Viorel, Male, Ștofan, Pielin, Balint, Bosânceanu, Dumnezeu ierte, Spirea, Mogoșanu, State, erau, vă dați seama, fotbaliști. Și atâta mi-a spus domnul Vasile Simionaș, care era antrenor, mi-a spus, Mihai, ești, pregătește, concurența va fi mare, eu nu, la mine nu contează numele, nu contează. La mine cine se antrenează și cine joacă meciurile amicale, cu ăla încep. Și m-am impus chiar de la prima etapă. Chiar prima etapă am avut meci la Suceava. Arbitrul Florin Chivulete a fost actorul principal al meciului de la Suceava. În 7 minute, el acordând 2 penalturi și eliminând 2 gălățeni. Scorul a fost deschis de fostul Suceavean Guriță pentru Oțelul în minutul 21. În minutul 38, Haraga a fost eliminat pentru 2 cartonașe galbene, iar în minutul 43, Foresta a primit un penalty transformat de Alexandru Gheorghe. La 1-1, gălățenii rămân în 9 jucători după roșul acordat lui Bani, însă Oțelul intră la pauză cu un avantaj de un gol după un penalty transformat de Vali Ștefan după o pătrundere a lui Ioan Viorel. Oțelul a reușit singura victorie în deplasare, chiar dacă a jucat o repriză întreagă în 9 oameni. Chiar dacă au pierdut, sucevenii au găsit puterea să-l aplaude pe Vasile Simionaș, antrenorul care acum 11 ani a promovat pentru prima dată echipa orașului în prima divizie. N-am să uit niciodată acel gol, golul marcat lui Dinamo, în poartă era Foamii, un lob de la jumătatea terenului, peste portar. Și în acel meci am condus cu 1-0 la pauză, dacă nu mă înșel, și am pierdut meciul cu 3-2, dar la pauză a fost 1-0. În anul când Dinamo a câștigat campionatul cu Cornel Dinu
antrenor și cu o echipă foarte, foarte bună la acea vreme. Meciul dintre Foresta și Dinamo a dus față în față un debutant absolut la un meci de divizia A, Petre Gigiu, antrenor de 5 zile la Foresta și un fost selecționer al naționalei, Cornel Dinu. În partida de la Suceava s-a arătat cel mai rapid cartonaș galben al sezonului, Minescu fiind avertizat în secunda 7 a meciului. Deși comparată cu Jiul, campioana înfrângerilor din ultimii 8 ani, Foresta a reușit să aducă panica în careul lui Foami prin Alexandru Gheorghe, care a și marcat în minutul 8. Replica lui Dinamo a venit prin Mihalcea, care în minutul 12 putea înscrie din foarfecă, însă șutul a fost blocat de Goian. În minutul 19 a avut loc cea mai aprinsă fază, după un fault al lui Vlădoiu, la care gazdele așteptau un cartonaș galben pentru fostul atacant al lui FC Köln. Ciobotariu și Marta au mai fost avertizați după o scurtă luptă între cele două echipe. În minutul 22, Vlădoiu primește cartonaș galben pentru simulare, moment în care sucevenii au protestat încă o dată pentru că în acel moment Vlădoiu ar fi fost eliminat. În minutul 39, o nouă fază controversată, Dinamo cerând penalti la șutul lui Iftodi, blocat cu mâna în careu de Gheorghe. După pauză, Florentin Petre atinge bara direct din corner, iar Marta se află față în față cu marocanul Foami, ratând desprinderea la 2-0. Dinamo a continuat cu fazele curioase, Florea fiind pe punctul de a trimite în poartă Dinamo. Presiunea echipei lui Cornel Dinu cu Florentin Petre în rolul principal a adus golurile în doar 2 minute. În minutul 63, Iftodi a egalat după o cursă a lui Florentin Petre, pentru ca piticul lui Dinamo, convocat cu 2 zile înainte în echipa lui Pițurcă, să aducă Dinamo în avantaj. Singura șansă de egalare a Forestei a venit în minutul 71, când Ilieș a lobat peste marocanul Foami. După numai un minut, Iftodi se revanșează față de Florentin Petre, care marchează pentru un 3-1 reușit de Dinamo în doar 9 minute. În final, un alt internațional, Contra, a ratat din 5 metri ultimele secvențe, aducând doar un gol al consolării pentru localnicul Gavrilescu. Imediat după meci, Cornel Dinu i-a declarat netransferabil pe Florentin Petre și pe Contra, ultimul având o ofertă recentă de la Real Sociedad. Păi, bineînțeles că Cooperativa, o recunosc cu toți acum, toată lumea recunoaște, știți cum e, cu momentul zero. Da, erau meciuri în care câștigau întotdeauna gazele câștigau, se jucau la indirecte. FC Onești Ceahlăul, nu avem niciun gol, dar sunt niște imagini sugestive. Un meci sub niște auspicii speciale, așa, dacă îmi dai voie să spun. Da. Pentru că, din informațiile mele, meciul cu o zi înainte, cele două conduceri ar fi ajuns la o înțelegere. Nu e deloc exclus, pentru că ambele echipe împodobeau, ca să zic așa, ceea ce s-a numit în limbajul presei de atunci, Cooperativa. De altfel, dacă ne uităm la clasament în acei ani, vom vedea că echipele care, nu numai atunci, 99, dar în general, în anii... Perioada aia, după 90, până în 2000, vom vedea că echipele care retrogradează clar. Adică ele sunt alese parcă de la început. Am avut și neșansă, am avut și meciuri în care vreau să spun că am fost dezavantajați de arbitraj. Nu mă consider așa, dar vreau să spun că după un meci cu Mediașul, care am făcut cu Bistrița, în care am făcut 0-0 la Bistrița acasă, domnul Jean Pădureanu, la fel, Dumnezeu să-l ierte, un mare conducător, ne-a spus așa, la plecare, că o să ocupe dânsul de noi în campionatul următor să retrogradăm. Nu știu dacă are vreo legătură una cu cealaltă, dar vreau să spun că am avut câteva etape în care am fost tocați, pur și simplu. La Constanța am condus cu 2-1 și se nopta afară, până a continuat meciul, până le-a dat 11 metri. Dar asta este, au trecut anii. Avem ce face. Într-adevăr, atunci în anul următor nu am fost echipa care am fost cu un an înainte. Și inevitabil s-a produs, am retrogradat. Foresta a ratat la Constanța prima victorie în campionat. Farul a condus cu 1-0 prin golul lui Macavei din minutul 9, primul marcat pentru noua sa formație de fostul jucător al lui Dinamo.
Forest a egalat prima dată în minutul 50, dar golul a fost anulat de arbitrul Cristian Marinescu. Însă primul gol a fost trecut pe tabelă în minutul 54 la execuția cu șansa lui Ilieș. Baicu a dus Foresta în avantaj după un nou gol acrobatic și sucevenii erau la 20 de minute de prima lor victorie în acest campionat. Surpriza nu s-a produs pentru că Farul a primit un penalti cu 6 minute înainte de final, într-o fază în care contestațiile unei echipe parcă condamnate la retrogradare nu s-au auzit. După golul lui Tudor, Farul a speculat momentul de frustrare al Forestei și a câștigat cu 3-2 prin golul fostului internațional de juniori al Clujului, Mircea Stan. La Suceava, ginerele lui Balac, Eugen Tric, a deschis scorul cu un gol care a fost dedicat soției sale, Lorena. Tric a fost cel mai periculos om al Universității, el ratând de 2 ori desprinderea. Foresta a egalat după un penalti acordat la un duel Florin Ionescu, Ene, cel care a transformat fiind Alexandru Gheorghe. Victoria Craiovei a fost adusă de Luțu în minutul 85. Alexandru Boca a anunțat că săptămâna viitoare va aduce la Craiova un antrenor cu nume care îl va avea ca secund pe Silviu Lung. Patronul Forestei a spus la final că dacă nu va ajunge la un acord cu municipalitatea, va muta echipa din Suceava. În Suceava, șansa a trecut din nou pe lângă Foresta. Noul antrenor, Marian Bucurescu, nereușind nici el să obțină o victorie, pe lângă care echipa din Suceava a trecut atât la Constanța cât și la Cluj. Norocul Argeșului, care s-a recules la mănăstirea Voroneț, a fost mai puternic decât cel adus pe teren de Foresta de la o altă mănăstire, Sucevița. Marele absent din lotul național, Jean Barbu, a deschis scorul al doilea meci al lui Dobrin, părând să înceapă tot sub zodia victoriei. La pauză a fost 1-1, golgheterul promovării din 1997, Alexandru Gheorghe, reușind să-l învingă pe Vintilă. Șansa a trecut pentru câteva minute de partea Forestei și a antrenorului Bucurescu la golul lui Beldiman, Foresta cerând și al treilea gol la șutul lui Ilieș, blocat de Vintilă. Scorul final a fost stabilit de același Jean Barbu, care a marcat pentru 2-2, rezultat care coboară Piteștiul pe 7, în vreme ce Foresta rămâne pe ultimul loc cu 4 puncte și minus 10 la adevăr. Două dintre candidatele la retrogradare, Universitatea Cluj și Foresta, au reușit repriza cu cele mai multe goluri. Predatul a deschis scorul din 11 metri, iar Alexandru Gheorghe a dus scorul la 2-1 pentru Foresta în minutul 14. În ultimele 5 minute ale primei reprize, Oncică și Predatu dintr-un nou penalti au adus calificarea clujenilor în optimile Cupei României. Etapa 11-a, Foresta a condus din nou în deplasare la Onești, golul lui Alexandru Gheorghe aducând avantajul sucevenilor la pauză. La reluare, FC Onești a egalat din penalti prin Iriza în minutul 51 și s-a desprins cu golurile lui Munteanu și Oprea din finalul meciului. Foresta rămâne pe ultimul loc cu doar 5 puncte, în vreme ce FC Onești cu 12 depășește Universitatea Craiova și Farul Constanța. FCM Bacău a revenit pe locul 3 după victoria 4-1 cu Foresta. Serea a marcat singurul gol al primei reprize la reluare, Petcu înscriind pentru 2-0. Intrat de doar 4 minute, Alexandru Gheorghe a marcat în minutul 56 golul de 2-1. Reușita Forestei fiind urmată de alte 2 goluri băcăoane înscrise de Căpușe, dintr-o fază acuzată de offside și de Narcis Răducan. Mai avem returul campionatului în care să sperăm că se rezolvă și toate celelalte probleme care pe noi ne-a adus în situația asta. Adică toate converg, toate probleme, toate apasă pe umerii echipe. Și să știți că nu întâmplător sunt și rezultatele astea. Poate și de-aia și am primit goluri la sfârșit de meci, cu niște greșeli, care, eu zic că toate celelalte probleme apasă asupra jucătorilor și până la urmă se ajunge și la inevitabil. Continuați să antrenați Foresta? Continui? Cum să continui? Că am pierdut un joc, cum acum Petron ar trebui să disperi și dacă eu aș fi omul care aș da tonul la așa ceva, să alege praful. Și o să continuăm, mergem mai departe, mai avem o etapă, încă perioada de pregătire, să vedem ce jucători putem să luăm și noi.
perioada asta de transferări și să putem să fim o echipă competitivă. Am avut probleme de tot felul, s-au perindat foarte mulți antrenori, domnul Petre Gigiu, domnul Babeti, domnul Bucurescu, deci au fost antrenori care au venit și într-o perioadă foarte scurtă de timp au încercat să-și implementeze anumite lucruri, care este foarte greu, foarte greu în timpul campionatului să le schimbi. Aveți în vedere câteva meciuri de pregătire? Sigur, da. Am luat legătura și cu Bacău, o să facem o dublă, un meci la Fălticeni și unul la Bacău, după care o să încercăm să mergem în zonele țării unde nu este așa de fric și terenurile sunt dezghețate, pentru că știți că în perioada asta de iarnă foarte multe echipe organizează niște turnee. Pentru că turneul în străinătate nu avem, că tot de problema banilor vorbim, dar o să încercăm, mai ales după perioada de pregătire centralizată de la Câmpul Lung Moldovene, să legăm niște meciuri amicale. Aici, cinstit, Puțu nu are ce căuta în conducerea acestei societăți. Reprezentantul trebuie să fie a Consiliului Local, a Primăriei, a Sucevii și nu a unui venetic. Fie el câmpii mare specialist. 10% din suceveni vor fotbal și 15% din suceveni vor și alte sporturi. Și atunci să mulțumim a toate taberele. De reanalizare acestui. Deci, eu asta supun Consiliul Local. 1, 2, domnul Irini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cu Foresta S.A.
virgulă, alegerea reprezentanții municipiului Suceava în adunarea generală acționarilor, virgulă, publicată în temeia articolului 3 din legea 24. E foarte obiectiv. Și atunci dispare. Deci aici avem puncte pe care dumneavoastră spuneți că nu sunt bune. Uitați. Eu am încredere în domnul Moldovan de o viață. Dacă nici în domnul Moldovan n-aș mai putea avea încredere, unde domnul Cușnișman? Și de aceea am spus în continuare, când m-am întâlnit cu acei fotbaliști care vreau să plece, da? Măi băieți, uitați-vă la noi, pe domnul Moldovan îl știți, pe mine mă știți, măi, pe obrazul nostru, nu plecați, nu mergeți pe doi la ligă. Goian, care ești născut în Costână aici, măi, tu ești tânăr, vei rămâni, uite la noi, îți vom da banii într-o lună, scrie-mă și nu te duc marți la ligă. Scrie și rămâi cu noi, că este un fotbalist de mare valoare, nu-i ca Gorian, este un mare valoare la 20 de ani a lui. Și s-a uitat la noi, a văzut și el altă dată, pentru prima dată, alți oameni, care, într-adevăr, și-a spus, da, pentru dumneavoastră scriu. Ce obraz, să mă ierte Goian, că e un copil față de mine, că mi-am permis, marți, luni, duminică, să-i spun, să-i promit ceva. Domnule Bucurescu, mai puțin de 10 zile ne despart de începerea campionatului. În ce stadiu al pregătirii vă aflați cu echipa? Suntem în etapa precompetițională, suntem, cum ați spus și noastră, cu 10 zile înainte de începerea campionatului, după o perioadă destul de grea pentru fotbaliști, perioada de pregătire centralizată de iarnă. La ora actuală consider că băieții sunt la un apogeu de formă. De ce spun asta? Pentru că am efectuat și vizita medicală pe 17 și în urma testelor care au fost date și a concluziilor de la Centrul de Medicină Sportivă, mi-arată că, de fapt, nu am muncit în zadar cu ei în această perioadă. Deci consider că ei sunt la un anumit nivel de formă și formă care le permite să înceapă foarte bine returul campionatului. În urma jocurilor amicale pe care le-ați disputat în ultima perioadă, v-ați făcut și o idee despre primul 11? Da, cum să nu. În special am urmărit formarea unui 11 de bază, deși prin jucătorii care dorim să-i aducem la Suceava, mai urmează ca la sfârșitul săptămânii să se finalizeze cu transferul celor nominalizați pentru Foresta. Mă refer la Cioabă, la Căpușe, la Balea și la Dobrea, pentru că i-am inclus deja doi dintre ei. Cred, de fapt sunt convins că vor face parte din primii 11. Și atunci problema asta va fi rezolvată, sper, de domnul Huțu până la sfârșitul săptămânii. Și atunci problemele de lot vor fi foarte clare. Pentru că ați amintit de cei care este posibil să joace la Foresta, spuneți-ne și despre cei care au părăsit echipa. Deci aici, la Suceava, eu cred că este o obișnuință, de fapt, părăsirea echipei. Dacă stăm să ne gândim în returul campionatului, am avut niște jucători care au părăsit echipa. Acum sunt niște probleme cu Bernard și cu Fanis, niște jucători care și-au depus memoriul la statutul jucătorului la Liga Profesionistă. Eu nu mai contez pe ei, pentru că n-am cum să contez pe ei atât timp cât ei și manifestă dorința de a pleca de la club. Și plus de asta mai este încă o problemă cu Ene, care la fel a plecat și el de la echipă, motivând faptul că ar trebui să renegocieze contractul. Ori problema asta era valabilă pentru întreg lotul de jucători, având în vedere faptul că s-a format o nouă societate, iar toți jucătorii trebuie să renegocieze contractul, pentru că vor fi incluși în contractele vor fi incluse în noua societate. Deci cam asta ar fi despre jucătorii. Și Bontea, la care am renunțat, plus Dumitrescu, care știți dumneavoastră, deci portarii care am renunțat la ei. Cât privește noi veniți, cel care este deja fără nicio problemă și deja face parte din lot este Nae. Urmează, că v-am spus, la sfârșitul săptămânii, ca ceilalți patru să finalizeze tot ce există legal din punct de vedere al transferului. Spuneți-ne, cu ce obiectiv atacă Foresta returul campionatului? Obiectivul este clar care îl avem. Încercăm să scăpăm de zona retrogradării. După program, să știți că speranțe avem. Bine, n-aș considera că meciurile care le avem în continuare acasă ar fi niște meciuri de la început câștigate, dar în orice caz programul este mult mai ușor față de tur, unde am avut toate echipele bine cotate ale campionatului intern, le-am avut acasă. Și unde dumneavoastră ați văzut că nu cu mari sos de izbândă am reușit să,
să întâlnim echipele Steaua, Rapid, Dinamo. Dar speranța noastră este că prin, chiar și prin rezolvarea problemelor financiare, deci ale clubului, pentru că și asta ar fi fost, de fapt, una din motivațiile eșecului din turul campionatului. Faptul că ceilalți ne-au văzut mai slabi în perioada asta, plus disensiunile care au avut loc în sânul echipei, astea și-au pus amprenta în tur. Ori, în returul campionatului, sperăm să avem o ascensiune, atât în clasament, cât și din punct de vedere al jocului. Plus de asta, mai sunt echipe care au un program similar cu al nostru, cum l-am avut în tur, l-au ele în returul campionatului. Și aici mă refer și la Onești, și la Astra, și la Reșița. Deci, acum depinde de noi dacă reușim să aducem și echipele astea lângă noi și să facem saltul de care avem nevoie în returul campionatului. Pare deja condamnată pentru Divizia B, dar cu siguranță a venit în Ștefan cel Mare pentru a-și vinde cât mai scump pielea. Dinamoviștii au deschis repede scorul în minutul 10, Florentin Petre găsindu-l liber pe Mihalcea, care din lateral l-a învins pe Naie cu un șut în colțul lung. În continuare, dar în fazele de poartă se precipită și ocaziile cu adevărat periculoase întârzie să apară. Contra în minutul 18, Ciobotariu 3 minute mai târziu și Daniel Florean minutul 27 ratează desprinderea. De-abia în minutul de prelungire al primei reprize, Mihalcea, servit excelent de Lupescu, mărește diferența pe tabela de marcaj. La 5 minute după pauză, la o fază rapidă de contraatac, Mihalcea îl lansează pe Ciobotariu, aflat într-o postură inedită, cea de vârf, și fundașul dinamovist este agățat în careu de Naie. Penaltiul este executat de Mihalcea, dar portarul sucevean, pe minge, respinge în corner. În minutul 54, Mihalcea rea din voleu peste poartă și, 2 minute mai târziu, scorul devine 3-0, Iftodi trimițând în plasă centrarea lui Lupescu. Prima acțiune periculoasă a oaspeților are loc în minutul 62, la un contraatac purtat de Dobrea și Bălan, încheiat cu un șut pe lângă al lui Cioabă. Mihalcea realizează hat-trick-ul în minutul 74, când la un corner executat de Iftodi, atacantul dinamovist reușește să împingă balonul în plasă. Dinamoviștii rămân un minut mai târziu cu un om mai puțin pe teren, Ciobotariu primind al doilea galben din partea centralului Marian Dorobanțu. Superioritatea numerică a moldovenilor se concretizează în minutul 82, Șchiopu șutând plasat în colțul lung al porții lui Foami, la capătul unei prelungite acțiuni de atac. Scor final 4-1 pentru Dinamo, la capătul unei partide controlate în permanență de albroșii, chiar și atunci când au evoluat în 10 jucători de câmp.
aflată la răscruce de drumuri, Foresta a obținut un punct extrem de prețios la Pitești și a arătat că are argumente solide pentru a rămâne în divizia, cel puțin încă un sezon, în vreme ce FC Argeș plutește în derivă, nereușind să-și susțină pretențiile de echipă de podium. Piteștenii au dat impresia că vor încheia conturile foarte curând, chiar din primul minut, Daniel Rednic încălzindu-l pe portarul Nae. Totuși, ambiția gazdelor s-a stins pe parcurs și doar Drăguș, izolat în defensiva Forestei, s-a aflat aproape de gol în două rânduri, dar șuturile sale au fost lipsite de dramul de inspirație. Mai mult, problema gazdelor a fost lipsa unor servanți pentru cele două vârfuri. Bazându-se pe o apărare solidă, Foresta avea să înscrie în minutul 34 prin Beldiman. Surprinzător de liber în careul piteștean. Un minut înainte de pauză, Foresta rămâne în 10 oameni, Minescu fiind eliminat de centralul Chivulete la o altercație în careul propriu. După reluare, Nicolae Dobrin încearcă varianta cu 3 atacanți, introducându-l pe Bârdeș. Totul s-a dovedit fără efect, însă jocul gazdelor fiind la fel de confuz. Doar Schumacher a arătat că este capul limpede, încercând egalarea cu șuturi de la distanță, ceea ce s-a și întâmplat în minutul 76. Până la final a mai reținut atenția doar ocazia lui Căpușă, care putea să aducă 3 puncte Forestei și doar reflexul de excepție al lui Vintila a făcut ca scorul să rămână egal. 1-1, FC Argeș-Foresta. Mergeam pe victorie, de-aia am și jucat cu 3 vârfuri. Era cam o ultimă șansă a noastră, obiectivul pe care l-am atins, evitarea retrogradării. Nu vorbim de prime, cât vorbim mai mult de supraviețuire. Ori ei doresc să rămână în divizia și pentru treaba asta au înțeles că cu o muncă și cu o dorire exemplară se poate obține orice. Echipa a luat jocul mai ușor, gândindu-se că Foresta este o echipă care este aproape retrogradată, dar iată că fotbalul îți oferă și astfel de surprize. A fi sau a nu fi în divizia, aceasta este dilema întâlnirii Nord Club Foresta, Suceava, CSM Reșița. Dacă oaspeții mai au o șansă de salvare în cazul înfrângerii, pădurarii n-au decât o singură variantă, victoria. Cele două galerii s-au pregătit și ele pentru un spectacol pe care și-l doresc de calitate. Fără a fi de nivel spectacular ridicat, prima parte a întâlnirii a plăcut pentru ardoarea cu care cele două formații și-au disputat șansa. Foresta, în echipament galben-verde, a ratat deschiderea scorului prin Ene în minutele 3 și 18. Răspunsul reșițenilor a venit 5 minute mai târziu, din partea lui Jilavu, care l-a pus la grea încercare pe portarul Nae. Inimosul mijlocaș al sucevenilor, Ene, avea să fie ocolit de șansă și în minutul 42, după ce mingea a circulat pe traseul Căpușă-Baicu. Așa că Foresta și CSM Reșița au intrat la cabine de pe poziții egale, 0-0. Niciureșul de după pauză al gazdelor nu va aduce golul mult dorit de cei circa 14.000 de suporte. Căpușă, Ene și Baicu au ratat din poziții favorabile. Disperarea spectatorilor suceveni se va accentua în minutul 64, când Semeghin îl servește ca la carte pe Căpușă, dar acesta din urmă nu găsește spațiul porții lui Urai. Vremea se zburlește brusc în ultimul sfert de oră al partidei și ploaia cu gheață îl va obliga pe arbitrul Sorin Corpodean să întrerupă meciul. După 45 de minute, meciul Foresta-Suceava CSM Reșița s-a reluat, dar tabela de marcaj n-a mai suferit vreo modificare. Scor final, Nord Club Foresta Suceava, CSM Reșița 0-0 și suporterii echipei gazdă au găsit tăria să-i aplaude pe favoriți chiar și în aceste condiții. Cum ați resimțit, domnule profesor, șocul retrogradării în divizia B și dacă ați avut în minte faptul că veți reveni în prima ligă imediat după următorul sezon? Da, aveam experiența, eram 100%. 100% eram sigur că vom reveni. Vreau să spun că în acel an, în acea vară, am avut o ofertă de la FC Argeș, care nu s-a concretizat, tot datorită faptului că s-a dorit promovarea. Dar vreau să spun că în momentul în care
și eu am vrut, și eu am vrut să rămân, de ce să vorbesc, chiar dacă condițiile erau mult mai bune la FC Argeș, în prima fază am vrut să rămân, totul s-a spulberat în momentul în care a revenit la echipa antrenor Marin Barbu, care a reluat acea pregătire, a început, da, am avut și o neșansă, m-am accidentat la un meci amical înainte să plecăm la câmpul lung în cantonament. Am revenit după vreo două săptămâni. Vreau să spun că anul acela, în anul în care cred că am făcut o alegere proastă, atunci trebuia să plec. Deci pregătirea de la Câmpul Lung, spun eu, a fost o pregătire foarte bună din toate punctele de vedere, adică condițiile care le-am avut acolo, cât și efortul. Băieții au răspuns, pot să spun, excelent la efort. Și normal, la obiectivul care îl avem, în așa fel ne-am programat și efortul pe care îl trebuie să-l facem în antrenament. Referitor la jocuri, concludent a fost jocul cu Sport Club Bacău, un joc în care, să spun, m-am declarat mulțumit, poate cu puțină atenție puteam câștiga mai ușor. Deci, până în prezent, până acum când mai sunt două săptămâni, până la primul fluier, spun că echipa este pe un drum bun. Cum s-a prezentat în meciurile amicale? Sunteți mulțumit? Deci, sâmbătă o să avem un joc amical mai concludent la Roman. Deci, având în vedere și gradul de oboseală, per total sunt mulțumit de modul care s-au angajat în jocurile amicale. V-ați orientat spre o formulă de echipă? Deci, în primii 11 avem un nucleu de 13-14 jucători, din care vom alege pe cei mai în formă. Cum sunteți sau nu sunteți mulțumiți de noutățile din lot pe care le-ați adus acum? Deci încă campania de transferări nu s-a terminat încă. O vom termina în chiar ultima săptămână, în presăptămâna competițională. Deci n-am făcut nici transferări extraordinare, dar nici nu puteam să facem niște transferuri cu jucători de nume, deoarece acum transferurile știți cât costă și avem jucători de aici, din județul Suceava, pe care ne bazăm. Cum vedeți debutul în prima etapă la Mangalia, având în vedere că întâlniți un nou promovat în divizia B, care va juca cu multă ambiție, având în vedere valoarea Forestei? Deci, jocul cu nouă promovat este cu două tăișuri. Adică, dacă știi să o temperezi și o iei la experiență, îți faci un joc ușor. Dacă intri în jocul lor de luptă și de elan, poți să clachezi. Eu spun că e un joc dificil. Poate ne era mai ușor dacă jucam cu altă echipă mai consacrată de divizia B. Care credeți că ar fi contracandidatele la lupta pentru promovare din seria noastră? Deci, acum nu pot să-mi dau seama nici de loturi, nici de condițiile financiare care le au celelalte echipe. Exact cum am spus și anul trecut, va apărea o echipă surpriză, care nu știm. Vă mulțumim și vă urăm succes! Salut!
pentru câștigare și facă foarte noroc. Se mulțumim de acest joc, dar având în vedere că suntem în etapa a doua, mai sunt 34 de etape, dar sper că la Foaia Câmpina și la Brașov să facă băieți un joc foarte bun. Doresc echipii succes pentru joc, nota 10. Când ai văzut, mă uit și eu. Organizatorul nostru de competiție, Tiberiu Ștefănescu, a contestat dreptul de joc a jucătorilor noștri Ieșeni, Botan și cu Cojocaru. Ei au contracte înregistrate la federație încă 3 ani de zile. Este o surpriză pentru noi că au intrat în teren și habar n-avem cum i-a legitimat. Asta va rămâne să judece federația și sigur să răspundă și cei care au făcut contractele la noi, care deocamdată să spun că sunt în regulă. Toată lumea... Când au fost încheiate contractele? Contractele au fost încheiate în iarnă. Au fost înregistrate la federație și depuse ulterior. Deci, din punctul nostru de vedere, considerăm că acești doi jucători ai noștri nu aveau drept de joc astăzi. Ei nu au primit niciun fel de dezlegare și document de la Clubul Politehnică, motiv pentru care surpriza asta a fost pentru noi, că ei am găsit în teren astăzi. La FRF figurau cu contract până la data de 1 august, deci ei, Botan și Cojocaru, n-au jucat la Mangalia. Noi i-am înregistrat cu contract până în 2002, începând cu data de 2 august. La federație nu exista un contract al Clubului Politehnică cu cei doi jucători? Nu e treaba mea asta. Exista un contract cu la 1 august. Deci, contract... Spune că mai avea încă un contract de pus în decembrie. Asta e treaba dumnealor cu federația. Eu știu că atâta timp cât la federație s-a cerut să dăm o declarație, deci, pe care am semnat-o. Exact. Să dăm o declarație, că suntem de acord să le plătim grila, ne-a luat o declarație și ne-au înregistrat. Dacă noi nici nu știm ce acte are Polia și la federație, da? Când v-ați propus să plătiți grila și dacă ați stabilit care e grila cu Clubul Politehnică? Grila o plătim atunci când o să fie definitiv aprobată de FRF, prezentată întâi, pe urmă discutată între părți și aprobată. Noi la început am vrut să facem o negociere cu Clubul Politehnică, pentru că cei doi jucători s-au pregătit cu noi conform unei aprobări care ne l-a dat Clubul Politehnică Iași, dar am constatat că în ultimele zile când făceam legitimările, nu am avut cu cine discuta și atunci am legitimat cei doi jucători. Nu vă temeți că veți pierde meciul 3-0? De nicio formă. De nicio culoare, cum să zic. Thank you.
doua de zile în divizia A Ursul și era echipa cu cele mai mari pretenții de promovare în eșalonul superior al fotbalului românesc. Deci iată această victorie aduce formația noastră 3 puncte. Și Foresta revine în atac și în minutul 68 deschide scorul. Beldiman execută un corner de pe partea dreaptă și Brujan, aflat în mijlocul careului, a reluat splendid din vole în plasa porții lui Olteanu. Divizionarul AC nu renunță la luptă și are în minutul 77 o nouă ocazie de gol prin Crivoi. Cimentul avea să fie înmuiat definitiv, însă în minutul 8.